Bună! Haideți să discutăm în continuare despre ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor. Care este ordinea? Păi știm deja din clasa 5-a că mai întâi vom rezolva, ne uităm în paranteza cea mai mare, în paranteza dreaptă respectiv dacă avem paranteză cu acoladă și începe din interior rezolvând mai întâi parantezele rotunde. În momentul în care scăpăm de parantezele rotunde, parantezele drepte se transformă în paranteze rotunde, și așa mai departe, în momentul în care am scăpat de parantezele drepte, le-am făcut rotunde, acoladele se transformă, să zicem, le scade puterea, adică din acolade avem paranteze drepte. Deci știm că mai întâi sunt parantezele rotunde, apoi drepte, și apoi acolade. Ca și Operații, știm ori de mai întâi facem înmulțiri, împărțiri, apoi adunări, scăderi, ridicăm la puteri și așa mai departe, acolo unde este cazul. Bun, haideți să vedem la A. Voi scrie în continuare. Deci, mă uit în paranteza dreaptă, vreau să scap de parantezele rotunde din paranteza dreaptă mai întâi voi introduce întregul, în fracție în prima paranteză și pe parcurs cap și de paranteza aceasta a doua rotundă. Deci, voi avea 1 întreg și 2 pe 3, 1 3, 3 plus 2, 5 pe 3, la a treia, minus, îl copiez, 5 pe 3 la a doua, împărțit la 5 pe 3 la a doua plus 1 pe 3. Bun. Haideți să vedem cum facem în continuare. Deci, aducem, desfacem parantezele rotunde. Dacă le desfacem pe cele rotunde, cea dreaptă, practic gândesc aici că nu mai are sens să pun dreaptă, pentru că rotunda va dispărea. Deci, dreapta devine rotundă. Voi face 5 la 3, pe 3 la 3. Știm că puterea se aplică și la numărător, și la numitor.